Salutare și bine v-am găsit la... Bine ați venit pe canal la un nou clip, la un nou tutorial, unde vom diagnostica, curăța și monta la loc un turbo de la marca Garrett, care este de pe un Volkswagen Passat de 131 de cai, cod motor AVX. Simptomele pe care le face mașina sunt următoarele. La turație de aproape 3000 de turații sau chiar la 3000 uneori, intră în limp mod și pentru acest lucru va trebui să demontăm această carcasă de aici și să curățăm turbo, dar înainte ca să facem acest lucru, vom testa această supapă vacumatică care trage această tijă și vedem aici că are un reglaj. Da? Această tijă trebuie să atingă aici când este deschis 100%. Pentru acest lucru avem nevoie de o pompă vacuum sau un pistol de vid. Și vom fi atenți aici la această tijă. Vedem că acționează, dar oricât am acționa pompa, vedem că nu este spartă. Oricâtă presiune am face, vedem că această tijă nu reușește să se deschidă. Și asta înseamnă că avem geometria variabilă, murdară, ruginită, afumată și blocată. Vedem că nu face nici jumătate din cursa pe care ar trebui să o facă. Pentru început vom îndepărta această siguranță. Chiar și după ce am îndepărtat tija, vedem că nici cu mâna nu reușim să împingem, este total blocat. Asta e unica mișcare pe care o face. Dacă aceste șuruburi nu se desfac, vom fi nevoie să aplicăm puțină căldură, o lampă cu gaz. Nu trebuie forțate pentru că riscăm să le rupem în carcasă. Deci avem în total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum vom demonta această carcasă de admisie. Are 4 șuruburi de 8.
Dacă aceste două șuruburi le-am fi putut desface, nu am mai fi fost nevoie să demontăm această carcasă, pentru că geometria se află aici jos, dar din cauza că nu putem băga o tubulară, să le desfacem doar cu cheia inelară, scapă și șuruburile sunt destul de ruginite. Înainte să scoatem carcasa, îi facem un semn aici și unul aici sau undeva pe miez, pentru că această carcasă nu are niciun bolțișor de ghidare, niciun, și dacă o punem sucit nu ne va. O să curățăm și ocazia asta și această parte. Aici am ajuns la elice, vedem că jocul este foarte, foarte, foarte mic, este normal, pentru că la fierbințeală se dilată și se va ieși acest joc total. Dacă ar fi strânsă la rece, când se va înferbânta, se va gripa. De asta și una nouă nouță, dacă o avem aici pe banc, va avea cam acest joc. După ce am demontat șuruburile și carcasa de admisie, a rămas carcasa de evacuare, unde vom găsi geometria și va trebui să aplicăm căldură suficient de bine ca să putem demonta ușor, fără să batem. Și pe o parte și pe cealaltă. Și nici în aceste zone, pentru că aici este filetul. Batem ușor aici. Vedem cum carcasa a sărit singur în sus. Bineînțeles, după ce am încălzit-o cam 5 minute. Vedem, ea este foarte ruginită acolo, de fierbințeală. Aici nu trebuie făcut niciun fel de semn, pentru că aici are ghidaj. Vedem acum cum această limbă ajunge la maxim. Dar fiindcă geometria este blocată, nu lăsa să facă această mișcare, care aici avem maximum în partea asta și maximum în cealaltă parte. Urmează să spălăm acest miez, îl curățăm frumos, să-l gresăm puțin. Și acum aici se vede flanșa de la geometrie și dacă încercăm să dăm cu mâna, este total blocată. Acele clapete care le vom vedea imediat sunt blocate.
și această flanșă nu reușea să facă mișcarea lor. Apoi aici avem trei șuruburi care la fel va trebui să le încălzim puțin pentru că sunt foarte firave și riscăm să se rupă. E vorba de un T20, trebuie ajutate, încălzite prima dată, apoi cu puțin impact le putem debloca, se vor desface foarte, foarte bine. Vedem așa arată. După ce am demontat șuruburile, ridicăm geometria în sus. Inspecționăm aceste clapete să nu fie îndoite sau rupte. Dacă au ajuns ceva corpuri străine, vor fi îndoite și va trebui schimbată, dar în acest caz geometria arată bine. Trebuie doar curățată. Urmează să curățăm bine această zonă, să o spălăm cu spray-uri. Chimice. Și montăm la loc. Acum, după ce am curățat foarte bine, cât s-a putut de bine, această carcasă și pe aici, și pe aici, peste tot, acea rugină, vom proceda la montare, punem aceste bucșe. Acum, geometria nu avem cum să o punem greșit, pentru că are trei găuri excentrice, adică distanța de aici până aici e mult mai mare ca de aici până aici. Punem aceste aripioare cam așa, ca și cum ar fi un soare.
Așa. Apoi fixăm bucșele să dea la găuri. Le strângem ușor pentru că sunt niște șuruburi firave. După cum v-am zis, această flanșă se pune, poate pune așa sau așa, nu are nicio importanță. Important este să fie curățată și o verificați să nu fie strâmbă, îndoită sau ceva. Și trebuie să coincidă această fantă cam în zona acelei celui orificiu mic de aici. Putem vedea că am băgat flanșa. Apoi ridicăm puțin de e o muncă puțin migăloasă, puțin apropiată ca cea din ceasuri, exagerez, dar vedem cum acum geometria mișcă acele clapete, le închide și le deschide. Și
Așa se formează presiunea. În momentul când se închid, se semi-închid, se formează presiune mai mare. Când sunt deschise de tot, presiunea este joasă. Acum urmează o parte destul de dificilă. Trebuie să introducem miezul. Acest bolțișor trebuie să intre în această, în acest orificiu. Aici. Aici avem un orificiu mic și în această semilună trebuie să intre această piesă de aici. Așa că potrivim semiluna cam pe gaură și aici la fel. Potrivim semiluna cam în dreptul găurii și așa ne va fi foarte ușor și ținem apăsat cu mâna să nu se miște și ca să mai ușurăm facem un mic semn aici ca să știm unde e orificiu și atunci vom introduce ușor. Se pot auzi acele clapete cum mișcă. După ce am strâns șuruburile, ne asigurăm că aici avem garnitură. Dacă aveți una nouă, e foarte bine. Și aici, cum v-am spus, avem făcut un semnișor. Deci ne mai asigurăm o dată că se aud acele clapete.
Nu uităm să-i punem și această siguranță. Noi facem un test de actuare. Al capsulei. Vedem că actuează perfect. Cam în asta constă curățarea unei turbine de Volkswagen Passat. Ne mai asigurăm încă o dată că elicea se învârte ușor, că nu se aude niciun fel de zgârietură de elice sau ceva. Precum ar atinge în carcasă. Este pregătită pentru montare. Va fi nevoie să fie unsă cu ulei, umplută cu o seringă cu ulei și se învârte de aici. Și voilà!